veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvit să fie Domnul! Cu voia Domnului o să avem tema Învățătura Apostolilor. Cât privește învățătura numită în Scripturi învățătura sănătoasă sau învățătura lui Dumnezeu, Biblia scrie în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetul 6, o realitate. Poporul meu, este vorba de Israel aici și poate fi la fel de valabil și pentru Israelul spiritual, nu doar pentru Israelul trupesc. Poporul meu piere și ne-am întrebat, dar de ce mor? Din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Vina cădea întâi pe cei care aveau datoria să învețe. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Însă se răsfrângea până la toate periferiile poporului Israel. Domnul Iisus a spus cam aceleași cuvinte în Matei capitolul 22, vorbind cu saducheii referitor la cuvântul lui Dumnezeu. Matei 22 cu versetul 29. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți și ulterior, după rătăcire, vine moartea. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Să reținem, puterea lui Dumnezeu este pusă după cunoștința Scripturilor. Nu poți să cunoști puterea lui Dumnezeu fără să cunoști Scripturile. Nu poți să o înțelegi și să-ți dai seama de ea. Domnul Iisus mai spunea în Ioan 13, când i-a învățat ceva pe ucenici, versetul 17, dacă știți aceste lucruri, fericiți de voi dacă le faceți. Nu poți să faci ceva până nu știi. Puteau ei aici, în cazul acesta, să facă spălarea picioarelor până Domnul nu i-a învățat întâi? Domnul întâi ne învață și apoi ne îndeamnă și chiar suntem datori să facem. Mai adăugăm un cuvânt din Evanghelia după Luca, capitolul 1, acest evanghelist. Scrie el în cuvântul introductiv către Teofil, acel grec căruia a scris această evanghelie, și noi citim de la versetul 3, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Dumnezeu a lăsat ca învățătura sănătoasă să se transmită prin viu grai, dar să se transmită și în scris. Și cei care au scris, uitați ce spune Luca despre sine, a căutat cu deamănuntul să scrie cuvintele adevărului, la fel spune și Ioan în deschiderea epistolei sale, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, adică lucruri concrete, reale și adevărate, s-au păstrat și pe această cale scrisă, ca ele să fie la îndemâna noastră, să le citim, să le învățăm și în final să le facem, ca să trăim și Dumnezeu să ne dea viață prin ele. Amin. Știți că în grădina Edenului erau doi pomi, mai deosebiți de ceilalți. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și există o tendință umană manifestată în biserică, potrivit căreia cunoștința nu neapărat face bine. Și este o tentație să credem că este vorba de pomul cunoștinței binelui și a răului dacă vrem să învățăm multe, când de fapt pe noi ne-ar interesa pomul vieții. Să nu confundăm cunoștința binelui și a răului cu ceea ce spune, și am amintit din deschiderea epistolei lui Ioan, capitolul 1, cu privire la cuvântul vieții. Aici este cunoștința vieții, cuvântul vieții. Ce este în Biblie sunt fructe din pomul vieții sau acele frunze care sunt pentru vindecarea neamurilor, cum sunt numite în Apocalips. Ceea ce este în lumea aceasta. Acolo unde este vorba de o cunoștință a binelui și a răului și apoi de o putere să faci mai mult răul decât binele, este altceva. Dar ceea ce avem noi în Scripturi este viață. Spunea Domnul Iisus, cuvintele mele sunt duh și viață. Nu doar cunoștință seacă, ci duh și viață. Haideți să
Vedem acum avantajele învățăturii, dacă o știm și dacă o avem. Am însă să amintim totuși la început aparentele contraargumente, așa zise dezavantaje. Se spune uneori că și cunoștința multă este seacă și este fără viață, fără vlagă. Hai să citim ce spune Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 3. Scrie aici, în versetul 10, tu ai urmărit de aproape, și începe, cu începutul, de fapt, logic, învățătura mea. Dar Pavel continuă, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea și chiar prigonirile. Într-adevăr, dacă se rămâne simplu la cunoștință, totul este sec. Dar dacă cunoștința este aplicată, deloc nu mai rămâne seacă. Ba din potrivă, atunci este chiar viață. Se mai motivează cu un alt aspect potrivit căruia este suficient să crezi. Și dacă crezi, nu mai este nevoie să știi. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Hai să citim ceea ce spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 7, versetul 16. Iisus le-a răspuns, învățătura mea. Domnul Iisus n-a avut doar credința să credem în El, ci a avut o învățătură a sa. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Ori credința este chiar credința în această învățătură. Ce să credem? Doar simplu așa în Iisus, superficial, aceasta e echivalent cu nimic. Și demonii cred, dar nu cred tot cuvântul la rând și nu îl aplică. Însă avantajele învățăturii sunt date de faptul că învățătura determină comportamentul, determină caracterul și chiar destinul final. Haideți să citim în cartea Deuteronom, capitolul 4, ce a spus Dumnezeu lui Moise când le-a dat legea. Le-a dat în Vechiul Testament o lege diferită de toate națiunile din vremea aceea. Deuteronom 4, citim de la versetul 1. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț, este vorba de învățătură, să le păziți, împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. De învățătură și de împlinirea lor a târnat traiul lor, când le împlineau, aveau binecuvântare în viață și tot de aceasta a târnat finalul vieții lor. Și mai adăugăm versetul 6 în continuare. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporilor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Și versetul 8. Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Poporul Israel a fost deosebit de toate națiunile pământului, în toate privințele, datorită legii care au primit-o din partea lui Dumnezeu și după care ei s-au ghidat în viață, când s-au ghidat. Când nu s-au ghidat, e adevărat, a fost cu atât mai rău. Destinul lui Adam și Eva a fost determinat de învățătură și păzirea învățăturii. Și generațiile următoare, de asemenea, au fost îndemnate de Domnul fiecare să transmită copiilor săi. Și cei care erau în slujba de învățare poporului peste care slujeau, ca învățătura aceasta să fie cunoscută și oamenii să trăiască prin cuvânt, adică gustând din pomul vieții să trăiască. Aceasta este hrana care o primim și hrănindu-ne cu ea, nu doar așa mestecând-o ca guma și spunem că e așa, dar nu o aplicăm în viața noastră, asta nu te hrănește cu nimic, dar așa dacă o înghiți, cum în mod simbolic a fost pus să facă profetul Ezechiel și în Noul Testament Ioan din Apocalips, atunci ne hrănim și avem viață prin cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne dea viață. Însă totul ar fi simplu, repet, dacă ar fi fost în grădină numai pomul vieții. Dacă toate alimentele în lumea aceasta ar fi bune și n-ar fi nimic alterat. Dacă ducându-ne în natură am putea să consumăm orice, dar unele sunt otrăvuri. La fel și în plan al învățăturii, în plan spiritual. Pe lângă pomul vieții a venit Satan și ca în pilda cu grâul, noaptea a venit Satan și a semănat și el neghină.
Avem de-a face în lumea aceasta cu mai multe tipuri de învățătură. Și haideți în scurt să privim în Matei capitolul 16, unde Domnul Iisus a explicat cele trei zvoare de învățătură care pot să apară la urechea, la ochii sau la inima noastră. Matei 16 scrie aici în versetul 17. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl. Deci este o descoperire de la Tatăl. Și Biblia numește această descoperire, citim din Tit capitolul 2, cum este numită de Apostolul Pavel către acest colaborator al său, Tit 2 cu 10, învățătura lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Ceea ce i-a descoperit Dumnezeu lui Petru se numește în sens general învățătura lui Dumnezeu. Sau cum este numită în a doua Ioan, capitolul 1, versetul 9, învățătura lui Hristos. Primul izvor, cel curat, este definit, dacă ar fi să scrie deasupra lui, cum scrie deasupra anumitor ape minerale, definirea lor, învățătura lui Dumnezeu și a lui Hristos, care este identică. Domnul s-a spus, nu spun nimic de la mine, el a preluat exact cu ce l-a trimis Tatăl din ceruri. Celălalt izvor, întorcându-ne la Matei capitolul 16, este prezentat în versetul 14. Unii zic, ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Învățătura oamenilor, gândirea umană. Ei n-au gândit rău, că au gândit oarecum pozitiv despre Domnul Iisus, că îi cineva. O fi Ieremia sau un vreun proroc mai aparte. Dar era suficientă gândirea umană? Ei, de fapt, l-au coborât pe Iisus la grad de om. Asta înseamnă izvorul învățăturii umane. Nimic mai sus decât capetele noastre. 2 metri și nimic mai mult. Cât ar fi cineva de deștept? L-a coborât pe Iisus între oameni, că oamenii înțeleg. Și teoriile oamenilor, cum a fost, de exemplu, cea materialistă, marxistă, totul spunea că este omul. Oamenii nu pot să urce mai sus de aici. Spunea Domnul Iisus, nimeni nu s-a urcat în cer. În Ioan capitolul 3 sunt scrise cuvintele în privința aceasta. Ioan 3 cu 13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât în cer, adică de Fiul omului care este în cer. La nivel uman nu putem să aducem ceva informații din cer. N-avem cum. Nimeni nu s-a suit în cer. Și oamenii au gândurile oamenilor. Și cel de-al treilea izvor, care este undeva între cer și pământ, prin văzduh, este vorba de învățătura lui Satan, spunea Domnul acolo în Matei 16, versetul 23. Dar Iisus a întors și a zis, înapoi a mea, Satano. Ceea ce a spus Petru în acele cuvinte a fost o inspirație demonică. Și citim în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, unde scrie ceva chiar referitor la vremea noastră de acum. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipescă de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Deci sunt aceste trei zvoare de învățătură. Una din cer curată, dumnezeiască, una din văzduh, combinată, lucruri spirituale cu lucruri materiale și una la nivelul umanității, gândurile oamenilor. Haideți, știind din Scripturi că aici este prezentat adevărul lui Dumnezeu și că nimic în Scriptură nu este fals, lucrul acesta este valabil atât din punct de vedere al dovezilor, pentru că Scriptura de mii de ani a rămas în picioare și este adevărată, cât și din punct de vedere al trăirii noastre. Trăind-o, constatăm că este adevărat. Și văzând aceste surse externe de învățătură, haideți să ne uităm puțin la învățăturile false care apar. Și aș vrea să facem aici o mică paranteză. Frați și surori, asistăm în vremea noastră la o invazie de învățături străine în biserică. Nu neapărat trebuie să privim doar la nivelul nostru, asta înseamnă să fim puțin miopi. Dar privind în plan național și chiar mai mult în plan mondial, la ora asta asistăm de invazie de învățături omenești și de învățături demonice în biserică.
Și este necesar să cunoaștem aceste lucruri. Nu că nu le cunoaștem noi deloc, dar să ne mai reamintim, să le actualizăm puțin potrivit Scripturilor la zi, ca să ne putem păzi de ele și să putem proteja și pe alții și Domnul să ne dea harul acesta. Spune Biblia în privința aceasta în 2 Corinteni 2:17, un lucru care a fost valabil și mai demult, dar acum face culmea, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Adăugăm un alt cuvânt, tot din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 13 la 15. Oamenii aceștia care luau parte la viața bisericii și vroiau să intre în domeniul religios ca și învățători, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii lui neprihănirii, însă sfârșitul lor va fi după faptele lor. Sunt trei feluri de erezii grupate în mare. Orice învățătură religioasă, cât ar fi ea de spre stânga sau spre dreapta, într-o parte sau alta, se încadrează în aceste trei stiluri de învățături greșite. Prima categorie, fariseism și tradiție. Citim cuvintele din Evanghelie și apoi facem câteva aprecieri. Marcu, capitolul 7. Fariseii au pornit de la legea dată de Dumnezeu pe Sinai. Dar, așa cum am spus, că se amestecă pe lângă învățătura lui Dumnezeu cea umană și demonică, ei au început să adauge și spune Biblia aici în 7:3, farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile. Nu este vorba de igienă aici. După datina bătrânilor și când se întorc din piață nu mănâncă până nu s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat să le țină. Și auziți ce le spune Domnul în versetul 8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de o extremă falsă a învățăturilor în religie este fariseismul, obiceiurile, datinele și tradițiile. Și n-ar fi chiar atât de grav dacă ar fi numai alăturate și anexate la cuvânt, dar sunt suprapuse peste cuvânt, au lăsat porunca și țin doar tradiția. Că le-a intrat așa în sânge și tradiția oricum este așa mai făcută după tiparul nostru firesc. Adăugăm și un alt cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 6. Ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 9 este dat verdictul. Degeaba mă cinstesc ei. Pot să facă oameni întruniri religioase până se satură. Totul este degeaba. Degeaba mă cinstesc ei, aparent să fie o spoială de evlavie care se pare să dea slavă lui Dumnezeu. Învățând ca învățături niște porunci omenești. Totul este sec, fără viață și fără răsplată. Ba încă din potrivă, aduce o sândă. Mai adăugăm și un alt cuvânt doar, fapte 15, versetul 5. Intraseră farisei în biserică. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să le se ceară să păzească legea lui Moise. Și au creat mari dezbinări în biserică, vrând să tragă întreaga biserică de partea lor spre această latură a tradiției. Vorbind astăzi, este fariseism cât vreți. Îmi spuneau niște frați care încă trăiesc bătrâni de 90 de ani, care în timpul prigoanei din anii 30, doar atât li se cerea să facă, semnul cruce. Și scăpau. Și ceilalți au primit pedepse de 10 și până la 25 de ani în închisoare. Acum, fără să dea nimeni în închisoare, oamenii singuri se scapă în latura tradiției. Tradiții legate de localuri, tradiții legate de zile și cuvântul lui Dumnezeu încet, încet este pus de o parte. Și paralel cu aceasta, merge și străcăciunea. Haideți să vedem cea de-a doua categorie de erezie. Ceea ce s-a
strecurat și în biserica de la început și este și acum. Antinomianism, adică o credință fără fapte. Fariseii și cei cu tradiția mai fac ceva de ochii lumii. Dar există o altă categorie, în speță mai prezentă în Occident și suflă puternic către noi, potrivit căreia crezi și în rest nu mai contează nimic. Prin credință le-am primit pe toate, doar credem și suntem mântuiți. Eu am spus că cei care spun că numai cred și vor fi mântuiți, ăștia așa sunt mântuiți dacă cineva îi neacă când îi botează. Atunci vor fi mântuiți. Hai să citim ceea ce Biblia spune în privința aceasta. Apocalips, capitolul 2, versetul 14. Dar am ceva împotriva ta, spune unei biserici. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătură. Dar ce fel de învățătură? Învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel și să mănânce din lucrurile jertfite idolului și să se dedea la curvie. Tot așa, ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. O învățătură potrivit căreia trebuie doar să crezi, dar fapte nu mai este necesar să faci. Aceasta este exact ideea diavolului din grădina Edenului. Știți ce a spus el? Dacă nu păzești porunca, nu mori. Nu mor dacă nu păzești porunca, adică dacă nu faci, nu mori. Fapta nu contează. Asta i-a spus diavolul lui Adam și Eva. Chiar dacă nu păzești porunca, tu nu o să mori. Însă a murit? A murit. Inevitabil. Cei care vor face acum, credeți că vor scăpa? Și mai adăugăm câteva versete, pentru că prea o să ne izbim de ele din zi în zi. 2 Petru, capitolul 2. Dacă în biserica primară a fost așa ceva, acum vom asista la un grad mult mai ridicat de străcăciune. 2 Petru, 2 cu 12. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, e vorba de oameni, bazocorind ce nu cunosc, vor pieri prin însăși stricăciunea lor. Fericirea lor să trăiască în plăcer ziua în amiaza mare. Și începe versetul 14. Le scapă ochii la prea curvie și nu se satură de păcătuit. Versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, care a iubit plata fără de legi. Versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori, alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei care abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Sau ce spune versetul următor? Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robe stricăciunii. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului Iisus, se încurcă iarăși cu aceste lucruri și sunt biruiți. Și pentru aceștia ar fost mai bine să nu fi cunoscut calea adevărului. Spune Biblia și în Iuda un lucru care poate pare greu de pronunțat, dar e scris și acum se vede deja, 1 cu 4, că s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care nu interesează trăirea, ci care schimbă harul lui Dumnezeu încă dacă l-ar schimba numai în tradiție, ar mai fi o leacă de spoială. Dar în desfrânare e schimbat. Atât. Se afișează, se crede și restul este păcat și desfrâu până în capăt. Să ne păzească Domnul și de așa ceva. Și cea de-a treia categorie a învățăturilor false sunt filozofiile. Spune Biblia în Coloseni, capitolul 2, versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o măjire de șartă după datina oamenilor, nu după învățăturile începătoare ale lumii, și să rămânem după Hristos. Avem de-a face cu anumite religii combinate cu filozofii, combinate cu teorii umane, combinate cu anumite părți din sfera socialului, și ăștia nu sunt așa de stricați că ăia antinomianiștii. Nu, nu. Ăștia au o anumită față. Sunt oameni care sunt filantropi, se ocupă de anumite probleme, de ajutorare. Au câte ceva. Însă totul este așa pe jumătate. Jumătate din scripturi, jumătate din gândirea anumitor oameni care au trăit în cursul istoriei. Cum ar fi parte din religiile orientale, filozofii umane, demonice, o combinație, sau cum ar fi mahomedane. Și la anumite aspecte sunt mai serioși, mai morali poate decât creștinii ăștia din categoria a doua care sunt desfrânați. Însă toate aceste învățături, dacă aș citit câte ceva despre videle indiene și despre toate celelalte lucruri ale lor, despre toate învățăturile lor, învățătorii lor, guru și așa mai departe, vom vedea că sunt nimic altceva decât filozofii și teorii umane.
Au câte ceva de Scriptură, dar restul este afectat. Și Biblia spune în privința aceasta, în 2 Corinteni 10 cu 3 la 5. Cum s-au născut acestea? Măcar că trăim în firea pământească, adică suntem oameni, în natura aceasta care ne-o recunoaștem. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Versetul 5, noi răsturnăm izvodirile minții. Cuivea a debitat mintea să facă așa și a dictat o religie. Poftim, serviți, sandwich-uri după modelul diavolului. Și oamenii s-au îndopat și astfel au început să li se strice mintea. Mă adăugăm Evrei 13 cu 9, să nu vă lăsați amăgiți de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, au niște regimi unde în aparte, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Să ne păzească Domnul de toate aceste curente străine. Și noi să ne hrănim cu învățătura sănătoasă. Haideți să luăm acum niște modele cu care putem să depistăm învățătura stricată. Etape cu care putem să selecționăm, să selectăm și să filtrăm. În primul rând, caracterul slujitorului. Când vine cineva cu o învățătură, să nu ne intereseze învățătura. În primul rând ne interesează învățătorul. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tit, capitolul 2, versetul 7 și 8. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă, fără cusur. Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Mai întâi, ceea ce spune Pavel și lui Timotei, 1 Timotei 4 cu 16. Fii culoare a mintea asupra ta însuți și apoi asupra învățăturii. Vă rog și pe dumneavoastră și pe mine. Să fim culoare a mintei mai întâi asupra învățătorului. Și dacă învățătorul e greșit, nici nu mai luăm învățătură de la el. Învățătorul îl studiem, nu învățătura în primul rând. Apoi, după ce am studiat învățătorul, ca trăire. În primul rând ca trăire. În al doilea rând, tot slujitorul studiem, ca motiv al slujbei. De ce face slujba asta? Filipeni, capitolul 1, 1 cu 15. Este adevărat că unii propovădesc pe Hristos din pism și din duc de ceartă, iar alții din bunăvoință. Cei din tâi, versetul 17, din duc de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mă adauge un necas la lanțurile mele. Iar unii cred că evlavia este un izvor de câștig. După ce l-am verificat la viață, motivul slujirii, Balaam, de ce te duci? Păi, sunt frumoși banii ăștia, renunțăm așa la ei. Motivul slujirii, e un duc de slavă? E un duc așa de câștig? Care e motivul slujirii tale? Că chiar dacă ai o viață bună, dar motivul slujirii este rău, cu vremea vei fi corupt. Nu reziști dacă nu ți este motivul și nu ești sincer, dacă nu ți este motivul bun. În al treilea rând, verificăm mesajul. 1 Timotei 6, de la versetul 3. L-am studiat pe om, motivul învățăturii și acum mesajul, propriu zis. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic. Dacă învață deosebit, nu știe nimic. Bă, în care boala cercetărilor și a certurilor de cuvinte care nasc lucruri rele. Ferește-te de astfel de oameni. Nu-i asculta, nu te asocia cu ei, nu-i primi în casă și nu te du la ei. Ca să nu fii afectat. Dacă cineva este și bolnav și suferă de o boală contagioasă, este indicat să stai lângă el dacă este ceva grav, incurabil? Asta e și mai incurabil. Că demonii se iau, se transmit mai ceva ca bolile fizice. Și după ce i-am studiat și mesajul, mai adaug doar ceva. Nu faceți proba asta numai o dată și de acum pe ăsta l-ați băgat pe calculator și toată viața ăsta e predicator bun. Măi, mai testați-l și la anul, că ăsta e profesionist, nu? Șoferii profesioniști merg în fiecare an la control. Că s-ar putea să se strice între timp. Ce folos că a fost bun odată? Diavolul nu a fost bun la început? Noi n-am fost predicator cum a fost el. Dar între timp a ajuns până în capătul celălalt. Îi studiem pe rând din când în când și când nu mai rămân, i-am tăiat de pe listă. I-am trecut în partea cealaltă, că și Dumnezeu a trecut, nu? Haideți să ne uităm acum la învățătura sănătoasă. Spune Biblia în 2 Timotei, capitolul 3, despre Scripturi.
2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu. Cred că nu ne îndoim de așa ceva. Este mare nevoie, frați și surori, să ținem la învățătura sănătoasă, să apărăm adevărul. Un adevăr diluat cu 10% minciună nu mai este adevăr și asta este o travă curată. Dar nu murim dintr-o dată, că nu-i 20%. Murim în timp. Ne vom stinge cu viață treptat. Și în privința aceasta spune Biblia aici, în capitolul 4, versetul 3. Căci va veni vremea. Eu zic că a venit deja. Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu pricep cam cum ar veni asta exact din punct de vedere fizic. Să-ți dea cineva mâncare bună să nu o poți să mănânci. Și să îți convine la stomac numai mâncare străcată. La oamenii care sunt deja înrăiți de beție, pentru ei beția le prește și le cere organismul. Sau unul care este după fumat, îi cere organismul deja. Se pare că oamenii aceștia s-au afectat între timp din punct de vedere sufletesc și nu mai pot să sufere. Și vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, de la învățătura sănătoasă și se vor îndrepta spre învățături și istoriesiri închipuite. În prima epistolă lui Pavel către Timotei și într-a doua, de 16 ori se face referire la învățătura sănătoasă. De 16 ori și spune, ține la ea! Adică fii un bun bucătar care faci mâncare bună ca oamenii să facă sănătoși. Nu mai și da mâncare ca oamenii să moară. Mai bine atunci lasă-i flămânzi. Mai bine să moară de inaniții decât să moară intoxicați. Că poate între timp până nor muri, mai trăiesc cu ce au în sine și se găsește cineva să le dea o picătură de apă, ce nu au avut bogatul dincolo și vor trăi. Dar măcar să nu intoxicăm și să-i îmbolnăvim. Că după aceea, uitați-vă dumneavoastră la unul care e infiltrat câteva luni cu învățătură stricată. Du-te și spune adevărul. Măi, nu mai primești. Deja așa a sucativat în el, încât nu-l mai poți aduce la adevăr. E foarte greu să-l mai întorci înapoi. Spune Biblia apoi în Evrei capitolul 6 despre învățăturile de bază ale Scripturii. Evrei 6 cu 1. De aceea să lăsăm adevărul începătoare. Astea sunt adevărurile începătoare. Cu asta începem și asta a fost cateheză și în mod special pe acesta ne axăm în viața de pocăință. Fără să mai pun din om temelia pocăinței de faptele moarte. Orice învățătură are la bază, ăsta e abecedarul lui Dumnezeu și al Scripturii și al Bisericii. Pocăința de faptele moarte. Dacă n-am învățat toate litere și nu suntem în regulă la abecedar, ne trece un învățător bun pe clasa a doua. Facem, cum e vorba în popor, 7 ani pe clasa a întâi. Mai departe, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, să treacă pe la toate, că nu-i numai unul, și dacă nu trece, n-ar rost trecut mai departe, să stea aici până învață învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, să creadă în toate aceste lucrări, despre învierea morților și despre judecata veșnică. La Felix, când i-a predicat de judecată, a spus, schimbă subiectul. Ei, astea sunt învățăturile de bază cu care un om trebuie să fie familiarizat. Și nu numai să le creadă, să le afirme și să le și trăiască și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Spune Biblia și în Tit 2 cu 1, vorbind celor care predică. Tu însă, oricare dintre noi la ambon sau unde predicăm, acasă, mergând cu mașina și dumneavoastră împreună cu cei care stați de vorbă sau cu copiii. Tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Să nu îmbolnăvim oamenii. Numai și numai sănătos. Pentru că spune Biblia în Petru, în 2 Petru capitolul 2 versetul 1, în noros s-au ridicat și proroși mincinoși, după cum sunt și între voi. Care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Haideți să fim atenți la ce învățăm pe alții și să fim atenți la ce ne învață alții. Și Domnul să ne ajute. Amin. Vreau să mai reluăm o dată sub un alt aspect. Și anume diferența dintre învățătura sănătoasă și erezii. Caracteristicile lor. Și să dea Domnul să pricepem. Și să rămânem cu ce pricepem până la sfârșit. Mai întâi, caracteristicile ereziilor. Spune Biblia în Apocalips 22 și se încheie Scriptura cu aceste cuvinte, de la versetul 18. Să știți, ereziile au următoarea caracteristică, pe lângă altele. Scot de la Scripturi sau adaugă. Alții vin și scot. Asta e pentru evrei, cealaltă e pentru biserica primară, cealaltă e pentru noi, lasă-ne nouă. Și ei rămân cu câteva. Ei o să le ia așa pe rând. Nu pe toate și nici Domnul nu o să ia pe toți. Că și el e drept, nu? Adaugă sau scot? Se spune aici, mărturisesc că oricui aude cuvintele prorocii din cartea aceasta, dacă va adăuga sau va scoate, și ce se întâmplă, nu?
Vreți să ne se întâmple așa? Să ne păzească Domnul. Nici o pedeapsă mai mică nu cred că ne convine. O a doua caracteristică a ereziilor, spune Biblia în Evrei capitolul 1, unii pretind revelații noi. Adaugă la Scripturi, pretind revelații ulterioare, modificări ale Bibliei. După Apocalips 22 nu mai modifică nimeni Biblia până la judecată. Că judecata e în Apocalips 20, nu în 22. Asta rămâne până după aceea. Până când a fi Dumnezeu totul în toți, numele Lui să fie slăvit. Spune Biblia aici în Evrei, cuvântul care slujește ca suport, versetul 2, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurul. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, care a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Știți cine vine după Domnul Iisus? A spus Domnul Iisus cine vine, nu? Pe mine nu m-ați primit și vine altul după mine, numele Lui. Astea sunt revelații demonice. O altă caracteristică a ereziilor este faptul că distorsionează, adică strică, modifică principalele învățături ale Scripturii. Biblia spune în Filipeni 3 că în anumite lucruri la care n-am ajuns de aceeași măsură să umblăm în ce ne lumina Domnul și în rest mai sunt mici diferențe între noi. Dar în domeniile de bază nu este voie să fie diferențe. Spune Biblia în 2 Petru, capitolul 3, versetul 16. În toate epistolele lui Pavel, când vorbește despre lucrurile acestea de bază, învățăturile alea despre care am citit în Evrei 6, în ele sunt lucruri unele grele de înțeles, pe care cei neștiutori, că nu vor să învețe cum trebuie, și cei nestatornici, că se schimbă de la ce au avut, le răstălmăcesc. Ca și pe celelalte, rețineți aici un secret. Cine răstălmăcește azi un cuvânt, mâine răstălmăcește și alte scripturi. Încet, încet se strică. Spre pierzarea lor, afectează învățăturile principale. Și astea nu se pot modifica. Dacă în teză n-ai luat notă bună, la examene n-ai luat, treci, că mai iei câte o notă slabă așa pe parcursul semestrelor, asta mai merge, că nu suntem noi la toate la fel și mai luăm câte un 4, o fi cumva. Dar când la examene, deci la materiile bază, când este vorba de lucruri capitale, acolo dacă nu e examenul, treci clasa? N-ai cum. Așa e și în privința Scripturilor, ce e de bază, e de bază, e astea mărunte. Ne-a dat Domnul final vreo 10 la purtare, dacă am fost cu minți încât am priceput și ne este 5. Dar în astea alte nu se poate modifica nimic. Haideți să ne uităm acum la caracteristicile învățăturii sănătoase. Spune Biblia prin Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:2. Învățătura sănătoasă, ca să puteți depista că cea mizerabilă este curată pe furiș. 2 Timotei 4:2. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug. Și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Și asta înaintea lui Dumnezeu. Asta e datoria noastră, spune Pavel în Fapte 20. Nu v-am ascuns nimic, din tot ce era de folos, tot v-am spus. Asta am citit în 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este de un învățător bun, la școală un profesor bun, așa sare peste lecții, nu? Spune, băi, lecția asta nici eu nu știu bine. Lecția asta nici eu nu am învățat-o când am fost la școală, lecția asta e cam lungă, o lăsăm. Un învățător bun le-a toate lecțiile la rând. Un învățător bun, ăsta îi place toată Scriptura să o predice. Fără să facă paranteze și trambuline. Și totul este de la Dumnezeu pentru noi și Domnul să ne ajute. Și în principalul învățăturii spune Pavel, care a fost un învățător deosebit de bun, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 2, căci n-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos, n-a spus Domnul Iisus în Ioan 5, să prezentăm Scripturile și Scripturile prezintă pe El în prim plan ca Mântuitorul al nostru. Dacă așa facem, nu scoatem din Scriptură și prezentăm totul, prezentându-L pe Iisus în față, nu oameni, nu teorii, nu anumite curente sau doctrine sau alte lucruri, ci Scriptura cu Iisus în față, că Scriptura e pomul vieții și Iisus ne mântuiește, slăvit să fie El în veci. Un alt aspect al învățăturii sănătoase, spune Biblia în 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi, chiar dacă aș predica, chiar dacă aș proci și n-am dragoste, sunt o nulitate. Învățătura sănătoasă se face din dragoste și răspândește dragoste. Este ceva armonios și plăcut. De aceea când suntem la biserică și slujim Domnului, nu le facem acestea de silă. Învățătorii bisericii nu sunt polițiști.
Și în biserică nu-i decretată starea marțială și nu se supune neapărat pedeapsa capitală. Noi predicăm o învățătură pe care vă îndemnăm să o țineți din dragoste. O predicăm din dragoste și să o ținem din dragoste. Dacă nu, de silă, asta e foarte greu. Iar dumneavoastră nu vă este de folos dacă este de silă. O altă caracteristică a învățăturii sănătoase spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, dacă am pune puțin expresia aceasta în ghilimele, o învățătură deosebită, pare așa foarte aparte, un predicator aparte și nu se ține de cuvintele sănătoase, dar care sănătoase? Că nouă ne se par sănătoase care sunt mai artistice. Na, astea or fi sănătoase, nu? Auziți care sunt sănătoase? Spune finalul versetului, învățătura care duce la evlavie. Dacă învățătorul nu predică o învățătură care duce la evlavie, cum a spus Domnul de farisei în Matei 16, lăsați-i. Învățătura trebuie să ducă în primul rând la pocăință, la evlavie. O învățătură așa care ne prezintă stil ca și lumea, nici nu văd de ce să ne prigonească la odică. A spus cu crucea, nu ne mai poți strânge, ne purtăm ca ei, umblăm ca ei, dar cu ce să ne mai strângă? N-au pentru ce să ne prigonească. Numai evlavia, cine umblă cu evlavie va fi prigonit. Ești prigonit? Învățătorul respectiv provoacă evlavie. Urmăriți-i pe astfel de predicatori. Spun numai niște fabulozități și chiar din Biblie dacă predică și prezintă un personaj biblic sau o temă, o prezintă extraordinar. Dar v-a provocat la evlavie? Sau ne-a provocat așa doar la un har care ne duce așa în cer foarte ieftin? Aici este cheia la care putem să-i căutăm. Ne duce la evlavie? Dacă nu ne duc, să fie sănătoși. Ăștia nu le mai dați bani de drum ca să nu mai vină altă dată. Și un alt aspect, spune Biblia în 1 Petru 4:11, să-i verificăm numai la toate acestea și vedeți cum cad la examen, numai să fie astea probe eliminatorii. 1 Timotei 4:11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Când vin oameni care pretind slavă pentru ei, dacă nu-ți prezentați, se supără. Dacă aproape până acolo nu li se acordă plecăciuni prin pieței bai, atunci e gata. Ăștia nu dau slavă lui Dumnezeu. Ăștia erau buni acolo în fapte 14, să le aducă zerfe ca la Mercur și la Jupiter. Dacă erau ei acolo, nu scăpa ocazia. Da, Pavel și cu Barnaba au scăpat-o, însă nu scapă raiul. Oamenii care pretind slavă n-au de-a face cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu dă slava la nimeni. De aceea feriți-vă, spune Biblia, să defăimați pe cei mici, dar eu vă spun feriți-vă și să înălțați pe cei mari. Nu îi ridicați în cursa diavolului, că e o cursa diavolului, poate ni se pare noi uneori că e așa numai jos pe la picioare, e jos la picioare, dar e pentru ea care e cu cap prea pe sus. Nu este bine lăudat un om. Când a predicat, dați slavă lui Dumnezeu. Nu-i spuneți nimănui, astăzi ai predicat ca nimeni altul. Fiecare predicăm după cum ne dă Domnul. Și să fie așa cum este. Fiecare vorbea și prin Duhul, după cum îi dă Duhul să vorbească. S-a dus Petru în casa lui Corneliu și a sărit să închine. Și a spus, băi, ce? Deci eu sunt om ca tine, băi. Trebuia să spune Petru la Corneliu, tu știi ce am făcut mai înainte? Păi când tu aveai o viață evlavioasă, eu m-am lepădat de Domnul. Stai să vedem și având în vedere că ai și câteva grade, să vedem care la care să ne închinăm. Da, potrivit Scripturii nu ne închinăm niciunul, nici eu, nici tu. Amândoi la Dumnezeu. Amin. Și pe deasupra, în o învățătură sănătoasă, este lucrarea Duhului Sfânt. Domnul să lase Duhul Sfânt în biserica sa. Și Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin. Din Genesa până în Apocalips, merge învățătura sănătoasă ca un fir auriu. Dar așa e că din Geneza până în Apocalips și diavolul ține pasul. Unde e absent? S-a pierdut undeva pe drum? Galopează și în Apocalips e prezent. Încă vrea primul să termine alergarea. Încă de la început s-a dus. Și cu ce i-a dus pe oameni? În Geneza 2:17. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, a spus Dumnezeu. Dar auziți ce a spus diavolul în versetul 4? Hotărât că nu vei? Nu auziți. Dumnezeu spune mori și diavolul spune hotărât că nu mori. Dumnezeu e hotărât că mori încă fără amânare. Nu-ți mai dă posibilitate de recurs nici 24 de ore. În ziua aia mori și diavolul spune mai hotărât nu mori. Dar dacă spuneau așa diavolul de la început, își dădeau mu seama că unul minte? Că așa a spus Domnul în Ioan 8, că diavolul de la început e mincinos.
Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Eu fost strică că prea trebuie să sară omul de prea de sus. Și atunci eu mai făcut o treaptă, eu făcut el un podeț acolo, uite Adam, stai numai până aici, că abia dau eu cu tine jos. Nu l-a putut arunca dintr-o dată. A început așa să pui la îndoială, să te gândești și în final l-a scos afară. Așa face Satan cu noi. Spune Biblia în Apocalipsa capitolul 12 că spuneam că din Geneza până în Apocalipsa diavolul se ține de noi, dar după Apocalipsa o să mai ține de noi. După Apocalipsa nu-l mai capeți. Numai până atunci să nu ne prindă. Apocalipsa 12. Spune aici versetul 9. Și balaurul, Satana, acela care înșală întreaga lume. Să nu credeți că învățătura străcată, ereziile, se văd așa pe deasupra cu ochiul liber, astea numai la microscop și cu ochii dați de Duhul Sfânt. Diavolul înșală. Nu-i ceva ușor de descifrat, că atunci doar nu fie noi așa de proști să ne ducă de cap. Dar înșală, el un înșelător și vrea să înșele, spune Matei 24, chiar și pe cei aleși. Ce să mai spui dacă în Galaten 2 pe Petru, după câte lecții o luat și ce farse i-o tras diavolul, iar era să cadă în lațul fățărniciei. Îi diplomat diavolul. De-aia trebuie să ne ținem tare de adevăr și Domnul să ne ajute. Să nu ne lăsăm nici cum, cu niciun preț. Pentru că există aceste două categorii de învățători. Spune Biblia în 2 Timotei capitolul 3 și aș vrea să-i depistăm și să nu ne lăsăm duși în eroare. 2 Timotei 3 cu 6. Sunt printre ei unii care au o formă de evlavie. Eu știu ceva etichetă religioasă. Care se vâră prin case, activi, impulsivi. Versetul 7, care învață totdeauna, activitate permanentă și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Ăștia nu cunosc adevărul, de aia și Domnul le spune la gata, duceți-vă că nu vă, băi, pe voi nu vă știu, că nici voi nu m-a știut pe mine. După cum ea și Ambre spune că încă din Vechiul Testament a fost ceva, oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca niște străcați la minte, că altfel n-ai cum să înțelegi decât nebuni. Dar nu vor înainta, nebunia lor va fi arătată. Și spune versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, reține și acest secret. Dacă nu vi se pare de un învățător sau de o învățătură că e bună sau rea, știți ce facea preotul cu unul care nu știa are lepră sau n-are? Îl închidea 7 zile. Măi, ori ăsta o fi predicat bine duminica asta. Nici o problemă, după 7 zile, duminica următoare îl urmărim din nou. Și dacă s-o întins lepra, declarați-l necurat. Că oamenii răi merg din rău în mai rău. Și în final vor ajunge rău de tot. Ăștia se duc din rău mai rău și scad și lasă din învățătură treptat. Dacă i-ai fi luat un chestionar sau un test acum câțiva ani și după câțiva ani să le iei din nou, nu mai ți-o declarat mai demult. S-a lăsat de tot ce este bun și sănătos. Asta e înșelăciunea prin alții. Dar mai e o înșelăciune aia din Iacov capitolul 1, despre care scrie Iacov în capitolul 1. Iacov 1 cu 23. Dacă ascultă cineva cuvântul, că poți să fii înșelat nu doar ascultând învățător răi, și ascultând învățător bun, numai să nu faci ce spun. E aceeași poveste. Iacov 1. Și dacă nu împlinește, seamănă cu un om care își privește fața într-o oglindă curată, bună, și pleacă și uită îndată cum era. Și spune Biblia aici, versetul 22, să fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, să ne păzească Domnul să nu ne înșele alții, care-s comandați de Satan, cel care înșală întreaga lume, dar să nu ne înșelăm nici noi, că diavolul e mulțumit, o ne înșală prin alții, o pe direct, tot pe lista lui ne trece. Că doar nu-s două categorii de iad, influențați indirect și pe direct, o singură categorie. Însă noi să ne ținem de învățătura sănătoasă. Și spune Biblia despre Pavel și Timotei, care au fost în privința aceasta, spune 1 Timotei 4, așa de frumos i-a urmat Timotei lui Pavel. Și spune Biblia aici, îl îndeamnă părintele său în credință, 1 Timotei 4, de la versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Versetul 13, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Versetul 15, pune-ți la inimă aceste lucruri, îndelnicește-te în totul cu ele. Fii cu luare aminte, mare băgare de seamă asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Dacă nu, nici pe noi, nici pe cine ne ascultă. Și au zis ce spune Pavel la Timotei, 2 Timotei 3 cu 14. După ce termină cu cei înșelători, tu să rămâi în lucrurile pe care le ai învățat, că știi de la cine le ai,
Ce am spus noi? Cum se verifică mai întâi învățătorul și după aia învățătura? De ce să rămâi la ele? Că știi de la cine le-ai învățat? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, și au zis versetul 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveți. Aici e învățătura adevărată, sub călăuzirea Duhului Sfânt din Scripturi. Domnul să ne dea învățători înțelepți și elevi ascultători. Poate vă gândiți unii dintre dumneavoastră, e atât de greu să deosebim învățătura. Și poate aveți gândul, dar o să înțelegem noi adevărul, nu o să fim duși în rătăcire. Vreau să vă dau un verset de liniște. Însă liniștea înțeleptului, nu liniștea leneșului. Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Dacă învățătura e de la Dumnezeu sau e din altă parte. Aici e secretul lui Dumnezeu. Dacă ești sincer și vrei să cunoști și să împlinești, Dumnezeu te va lumina. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.